De aceea, orice legi care țin de rezolvarea problemelor sociale, de susținerea agenților economici, de întărirea statalității Republicii Moldova, de păstrarea valorilor noastre naționale, vor fi votate de socialiști, indiferent cine este autor. Dacă Mihail Fiodorovici vine, Ghimpu, vine cu propunerea de închidere a marșilor unioniste, eu vă promit că mă ridic, că strâng mâna și îl votăm împreună. Dar cine știe, poate va veni, că el e conjuncturist, poate schimbi poziția.